Ne întoarcem spre melosul popular românesc cu Iustin Popa. El este fiu de preot și elev în clasa a 12-a la Colegiul Național de Arte din Ulipati. Mi-a fost și coleg la clasa doamnei Urjan Ramona. El va interpreta piesa Cine a zis dorului dor. Vreau să vă spun imediat, Ionuț, pentru că această piesă este din repertoriul primei mele profesoare de canto, Ana Pioaru, și mereu când o ascult, mi se face așa pielea de găină, pentru că este o piesă emoționantă și mă bucur că o aduce în fața dumneavoastră și astăzi, Iustin Popa. Torniamo alla melodia popolare rumena con Iustin Popa. È figlio di un prete e studente nell'ultimo anno al Collegio Nazionale di Arte din Ulipati, di Bucarest. Lui canterà un canto di Brahma. Applausi. Iustin Popa. Bună ziua. Cine a zis dorului dor, măi doruleț măi, cine a zis dorului dor, n-a zis un cuvânt ușor, măi dorule-ți dorule. Că dorul unde se pune, măi dorule-ți măi, că dorul unde se pune, face inima cărbune, măi dorule-ți dorule. Că dorul unde se pune, face inima cărbune, măi dorule-ți dorule. Mulțumesc! Mulțumim și noi!